Fiul consilierului județean Dorina Pleșcan își va petrece sărbătorile în arest. Daniel Pleșcan și ceilalți doi tineri acuzați de proxenetism rămân în arest după ce magistrații au admis luni propunerea procurorilor de a prelungi perioada de arest preventiv. Potrivit procurorilor, tinerele studente din rețeaua de prostituție condusă de Daniel Ovidiu Pleșcan, fiul consilierei județene, făceau tot ce puteau pentru a-și mulțumi clienții. Dosarul este instrumentat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Clienții sunt oameni de afaceri, politicieni, oameni din mediul administrativ, patroni ai unor hoteluri, cetățeni români, dar și străini, spanioli, nemți și italieni.